Petru a putut deveni un apostol plin de compasiune doar după ce a greșit și a căzut în păcatul de a se lepăda de Domnul de 3 ori. Cu siguranță nu a fost voia perfectă a lui Dumnezeu ca Petru să păcătuiască așa. Dar vedem că Dumnezeu a permis aceasta pentru a face o lucrare în Petru. Aceasta l-a făcut să fie sensibil și înțelegător față de cei care au greșit în viață. Iisus nu a păcătuit niciodată, nici măcar o singură dată, și totuși el a fost infinit mai plin de compasiune și milostiv față de păcătoși. Dar cu restul rasei lui Adam nu a fost cazul. Cei care nu au căzut niciodată într-un păcat grosolan ajung, de obicei, să fie duri, nemiloși și aroganți față de păcătoși. Când ne uităm la împrejurările prin care Petru a căzut în acel păcat mare, vedem că Dumnezeu l-ar fi putut ușor împiedica să se confrunte cu tentația de a se lepăda de Domnul. Cu toate acestea, Dumnezeu a ales să nu-l protejeze de acele momente ale ispitei. În Ioan, capitolul 18, vedem că Ioan și Petru l-au urmat pe Iisus în curtea marelui preot. Din moment ce Ioan îl cunoștea pe marele preot, portarul l-a lăsat să intre. Dar Petru nu putea intra. Așa că Ioan a venit și a vorbit cu portarul și astfel a putut intra și Petru. Aceasta părea fi un lucru bun în acel moment. Dar observați faptul că Petru nu ar fi păcătuit în acea seară dacă Ioan nu l-ar fi introdus pe Petru în acea curte, pentru că doar înăuntru a fost interogat Petru și acolo s-a lepădat el de Domnul de 3 ori. Așadar, am putea pune întrebarea: de ce a permis Dumnezeu să se întâmple acest lucru? De ce nu l-a împiedicat pe Petru să intre în curte? A fost o greșeală din partea lui Dumnezeu? Nu. Dumnezeu, în suveranitatea lui, i-a permis lui Ioan să-l aducă pe Petru înăuntru, pentru ca Petru să poată învăța o lecție din eșecul său. El nu ar fi putut deveni conducătorul apostolilor și evanghelistul conducător al bisericii de la început, fără a fi terminat acest curs în educația sa. Satana a avut agenții săi pregătiți să-l ispitească pe Petru, dar a trebuit să obțină permisiunea lui Dumnezeu să facă acest lucru. Dar Iisus se ruga pentru Petru ca credința lui să nu se piardă în acel moment de eșec total. Și rugăciunea lui Iisus a primit răspuns. Petru a ieșit din această experiență un om frânt și plin de compasiune. Niciodată în viața lui nu ar fi putut să acuze păcătoșii cu asprime. De fiecare dată când era ispitit să facă acest lucru, și-ar fi amintit de propriul eșec și își reducea acuzațiile. Dumnezeu poate face lucrurile cele mai rele care s-au întâmplat în viața noastră să lucreze pentru binele vostru, dacă aveți credință. În timpul celor 7 săptămâni înainte de Rusalii, Petru și-ar fi dorit de multe ori ca Ioan să nu fi primit permisiunea pentru el să intre în curte în acea noapte, pentru ca el să nu se fi lepădat de Domnul. Dar atunci, el nu ar fi fost zdrobit și nu ar fi fost capabil să propovăduiască Evanghelia păcătoșilor în ziua cinzecimii. Știm că Petru a predicat în continuare împotriva păcatului, căci el scrie în epistola lui despre a călca pe urmele lui Iisus, care nu a făcut nici un păcat și a sfârșit-o cu păcatul. 1 Petru 2 cu 22 și 4 cu versetul 1 și 2. Dar acum el a predicat cu compasiune. De aceea i s-a dat privilegiul de a deschide ușa Evangheliei iudeilor în ziua cinzecimii și, de asemenea, la neamuri, în casa lui Corneliu. Dumnezeu ar fi putut să-l folosească pe Iacov sau pe Ioan în oricare dintre aceste cazuri, dar nu a făcut-o. El a folosit pe Petru, cel care a greșit în mod lamentabil, pentru că putea să vorbească cu mai multă compasiune păcătoșilor rătăciți decât ceilalți.